Guvernul de la Chișinău a aprobat noua strategie de apărare pentru următorii 10 ani, în care se spune că politica agresivă a Federației Ruse reprezintă principala amenințare. Bun găsit, începe retrospectiva săptămânii. Seceta prelungită, temperaturile extreme, dar și numărul insuficient de surse de alimentare au adus la o criză de apă în unele localități din Republica Moldova. Temperaturile de foc au afectat recolta de floarea soarelui și cea de porumb. La Inspectoratul General pentru Migrație a fost pornită o anchetă după ce un cetățean turc lider al unei organizații criminale a fost ucis la Chișinău. Totodată, Parlamentul a venit cu o serie de modificări la legea privind azilul în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău a aprobat Strategia Națională de Apărare 2024-2034 și își propune să crească treptat bugetul de apărare până la 1% din produsul intern brut. Canicula a pârjolit la propriu sute de hectare de terenuri din Republica Moldova. Doar în 3 zile, pompieri au stins 100 de incendii de vegetație. În total au ars 120 de hectare de teren. Cele mai mari pagube au fost înregistrate în raioanele Cahul și Florești. În același timp, mai multe localități din Republica Moldova se confruntă cu o criză de apă potabilă. Temperaturile ridicate au afectat și starea de sănătate a oamenilor, dar și calitatea aerului. La începutul săptămânii, 80 de hectare de teren și vegetație uscată au fost distruse de foc în localitatea Lunga, raionul Florești. Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate 8 echipe de pompieri și angajați ai forțelor armate. Focul a mistuit și 10 hectare de pădure de la periferia orașului Cahul. Intervenția a fost una complexă, cu peste 100 de salvatori cu 23 de unități de tehnică. Flăcările au distrus circa 6 hectare de pădure de sau câmpii și se joacă din suprafața totală de 10 hectare. Incendii de vegetație au fost înregistrate și în raioanele Cimișlia, Nisporeni, Călărași, Soroca și Ștefan Vodă. Temperaturile extreme, vântul slab, radiația solară intensă au contribuit la acumularea poluanților în aer. Preponderent în municipiul Chișinău se observă o majorare concentrațiilor orare a poluanților dioxid de sulf, dioxidul de azot și a particulilor în suspensie PM10, care au ajuns la concentrație de 43 de micrograme pe metru cub, dar s-a aflat în limita valorii de referință. Din cauza caniculei, în municipiul Chișinău au avut nevoie de ajutorul medicilor aproximativ 590 de persoane, adică 30% din numărul total al solicitărilor ambulanței. În toate punctele de triaj și de asistență anticaniculară s-au adresat peste 3.000 de cetățeni, cazuri de insolație atât la adulți cât și la copii. Canicula a generat și o criză de apă în mai multe localități din Republica Moldova. În satul Lăpușna, raionul Hâncești, locuitorii au apă potabilă la robinete doar 2 zile pe săptămână. Uitați, nu curge absolut. Și de cât timp e așa? Da, păi vreau să vă spun acum 2 zile. 2 zile mi s-a dat apă, acum, de curând, săptămâna trecută. Și acădeam 2 zile, noi nu mai avem apă. Oamenii consumă apă din fântâni, plină de impurități. Dimineața o iei mai curată, pentru că e încă nemblată. Dar mă, eu am dimineața zic să iau, mă ia că pe țară e tulburi și n-ai nici călarea. Să zic la alt fântân așa. Eu zic mulțumesc că am găsit. Codul roșu de canicul a fost anulat însă de furtună, care a făcut ravagii în nordul Republicii Moldova. În raionul Glodeni, vântul puternic și ploile au doborât 10 de copaci, iar unele țevi de gaz și fire electrice au fost distruse. Și acoperișurile mai multor blocuri și case au fost luate de vânt sau avariate. Nicio persoană nu a avut de suferit. Pe 7 drumuri publice din Dubăsari, Criuleni, Glodeni și Dondușeni au fost acumulări de noroi, iar unii copaci au fost smulși de vânt. Fermierii au cerut guvernului de la Chișinău să declare stare de urgență în agricultură din cauza caniculei. Agricultorii spun că temperaturile de foc au afectat recolta de floarea soarelui și cea de porumb. Ministerul Agriculturii a creat un grup de lucru care va examina situația fermierilor.
Fermierii spun că sunt neputincioși în fața valurilor de căldură de peste 40 de grade Celsius. Igor Dănilă, din satul Gălășeni, raionul Râșcani, cultivă floarea soarelui pe o suprafață de 140 de hectare. Din cauza temperaturilor record, riscă să rămână fără recoltă. Acest cod roșu ne afectează foarte mult din cauza lipsei de apă în sol. Avem o perioadă îndelungată de când nu am avut precipitațiile, plantele foarte frumoase, dar începe să se usuce. Planta este frumoasă, frunzele sunt mari, dar primele 2-3 frunze de sub deja începe să se usca. Și experții în agricultură sunt îngrijorați de impactul temperaturilor extreme asupra culturilor agricole. Lipsa de umiditate care este în sol va duce neapărat la compromiterea acestor recolte. Nu pot spune cu cât. Porumbul îl afectează foarte dur, foarte strașnic. Floarea soarelui poate puțin să mai scape, să fie salvată pe alocuri. Probabil că în timpul imediat următorul o să inițiem o ședință comună cu Comisia pentru Agricultură pentru a cere declararea stării de urgență în agricultură. Miercuri, experți de la Ministerul Agriculturii au mers în teritoriu pentru a inspecta situația culturilor agricole la 8 agenți economici din raioanele Cahul, Cantemir și Taraclia. Situația care a fost raportată de către conducătorii raioanelor și șefii directorilor agricole a coincis cu ceea ce a fost identificat pe teritoriul vizitat de către noi și în mod deosebit de către oamenii cercetătorii științifici. Cultura porumbului a fost afectată în proporții de 70-100% pe terenurile care au fost vizitate de către ei. Dacă vorbim despre cultura de floarea soarelui, a fost afectată în proporții de 60-80%. Vom aștepta procesul final de raportări de la direcțiile raionale pentru fiecare raion separat, concentralizator, ca să putem să înțelegem volumul total de afectare a culturilor din grupa a doua. În urma expertizelor vor fi estimate pagubele, iar guvernul va decide dacă este necesară instituirea stării de urgență în agricultură și eventual un pachet de sprijin. Canicula și-a pus amprenta și pe drumurile din Republica Moldova. Temperaturile ridicate din ultima săptămână au topit asfaltul pe șoselele din Chișinău și a ridicat în aer plăcile de beton pe mai multe drumuri naționale. Doar pe șoseaua Hâncești, de la autogara de sud până la orașul Ialoveni, din cauza temperaturilor extreme, plăcile de beton s-au ridicat în 6 locuri. Potrivit specialiștilor, astfel de situații se pot întâmpla la fiecare 200 de metri și asta din cauza caniculei, dar și a uzurii drumului. Canicula topește și asfaltul de pe șosele. Mixurile asfaltice folosite până acum la construcția drumurilor nu fac față temperaturilor din aceste zile. Conform standardelor de până în anul 2023, materialele folosite pot rezista până la o temperatură de până la 50 de grade, în timp ce în ultima săptămână asfaltul s-a încălzit până la 70 de grade. Pentru a evita apariția acestor făgășuiri sau apariția acestor defecte, municipalitatea execută lucrări de stropire a carosabilului, fapt care ne permite să scădem puțin temperatura și impactul, șocul termic. În ultimele două săptămâni s-au ridicat plăcile de beton și pe drumurile naționale, formând adevărate trambuline. Sunt 25 de cazuri. E foarte periculos. Traseul Chișinău-Bălți, pe Înstrășenii, acolo în Deopște, e foarte periculos. Sunt locuri unde, da, șoferii care nu sunt atenți pot riscă să defecteze mașina și chiar să producă un accident rutier. Dacă până acum noi am avut pe toată perioada anului un 20 de solicitări, acum doar în două săptămâni avem 27 de solicitări. Sau 27 de situații neconforme, se vede că demonstrează încă o dată că temperaturile înalte provoacă foarte mari deficiențe. Administrația de stat a drumurilor a deschis o linie verde și se adresează cetățenilor să anunțe autoritățile despre porțiunile de drum distruse. Cetățenii ne pot apela în orice moment, la orice oră, pentru a ne raporta o defecțiune pe drum.
unde noi deja apelăm responsabilii noștri din teritoriu pentru a interveni operativ. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, traseele cu risc sporit de accidente sunt șoseaua Balcani, Chișinău-Giurgiulești, Chișinău-Bălți și Chișinău-Leușeni. De asemenea, atunci când temperaturile depășesc 30 de grade Celsius, circulația este restricționată pe unele porțiuni de drum între ora 11 și 18 pentru camioanele cu o greutate de peste 20 de tone. Medicii trag un semnal de alarmă și anunță că în ultimele două luni a crescut de 3 ori numărul infecțiilor enterovirale la copiii din Republica Moldova. Ce recomandări au specialiștii, vedem în retrospectiva săptămânii. Tragedie într-un parc din sectorul Botanica din Chișinău. Doi copii de 6 și 11 ani au fost electrocutați în timp ce se jucau. Fetița de 11 ani nu a mai putut fi salvată. Băiatul a fost transportat la spital în stare gravă. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal. Tragedia a avut loc în parcul cu zavodă. Cel mai probabil, din curiozitate, cei doi copii au deschis partea care acoperă firele electrice din interiorul pilonului și s-au electrocutat. Acum, zona unde s-a produs tragedia este izolată. Grave că aici, în parc, sunt mai mulți piloni de acest fel. S-a prezentat la fața lor specialiști și se fac investigații. Despre informații suplimentare, dar mă vă... Verificați și camerele de supraveghere? Da, toate acțiunile vor fi întreprinse. La un moment dat ar fi atins niște fire care au produs un scurt circuit. La fața locului s-au deplasat toate serviciile specializate. Pe caz a fost inițiat un proces penal. Copiii au fost preluați de o ambulanță. Minora de 11 ani nu a putut fi salvată, iar băiatul se află acum în secția de reanimare de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Starea acestuia este gravă, dar stabilă. Urmează să fie supus mai multor investigații medicale și în dependență de evoluția stării de sănătate, urmează să fie examinată posibilitatea transferului în cadrul unei secții clinice obișnuite. Ponderent pot fi anumite consecințe cardiace și de alt gen. Cu reacție a venit primăria Chișinău. Ieri seara a fost întrunită ședință la fața locului, a fost izolată zona. Din spusele specialiștilor, reiese că din urma situațiilor cu temperaturi ridicate de 40 grade, mai multe zile la rând, ar putea fi legătură cu acest fapt. Oamenii care locuiesc în zonă spun că își fac griji pentru siguranța lor și a copiilor. Clar lucru că noi ne suntem în siguranță. Clar că este cineva care e responsabil, care trebuie să aibă grijă, să verifice de fiecare dată ce se întâmplă cu firele electrice. Deseori, nu știu cum, cutia asta unde electricitatea uneori era fără lăcată, și adică ușa se deschidea. După acest caz s-a autosesizat și Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Specialiștii îndeamnă oamenii să nu atingă firele electrice căzute la pământ și să stea la o distanță de 80 de metri de acestea. Asasinul care săptămâna trecută a împușcat mortal un cetățean turc la o terasă din sectorul Râșcani al municipiului Chișinău este de negăsit și autoritățile iau în calcul că ar fi părăsit deja Republica Moldova. Între timp, Biroul Migrației și Azil a fost pornită o anchetă internă, iar Parlamentul a aprobat un proiect de lege care prevede că cetățenii străini care au probleme cu legea nu vor mai putea evita extrădarea din Republica Moldova. Noi am inițiat ancheta pe cazul tergiversării examinării solicitărilor de azil. Vă pot comunica la momentul actual toate procedurile au fost trecute în regim de urgență, au fost înaintate cereri în instanțele de judecată, sunt vizate mai multe persoane și la nivel de conducere și la nivel de execuție. Anterior, Serviciul de Informații și Securitate a informat Biroul de Migrație și Azil că victima, cetățean turc, reprezenta un risc sporit pentru securitatea statului. Acest lucru însă nu ar fi fost luat în calcul, susține deputatul Lilian Carp. Legea prevede un punct în care anumite dosare care prezintă risc unui cetățeni sau se atenționează că este o persoană cu risc și procedura este una rapidă în raport cu această persoană. Din păcate, Biroul de Migrație și Azil nu a folosit această
prevedere. Acum urmează să se întreprindă anumite măsuri în vederea persoanelor care au perfectat actele acestor cetățeni. În prezent, în Republica Moldova se află 38 de cetățeni străini dați în urmărire internațională. Potrivit lui CARP, 7 dintre ei ar prezenta un risc major pentru securitatea statului. Din acest motiv s-a decis modificarea de urgență a legislației privind azilul. Ministerul de Interne a propus ca decizia finală privind acordarea azilului în Republica Moldova să fie luată de judecătorii Curții de Apel. Presupun limitarea la niște termeni de examinare a cererilor. Vom trece de la decizia finală de la CSJ la Curtea de Apel pentru a fi definitivă și a putea primi o decizie de acordare sau de neacordare statutului de azil persoanelor care solicită. Durează prea mult și noi ne dorim să scurtăm această perioadă de examinare a cererilor. Joi, deputații au aprobat modificări esențiale ale legii stabilind că solicitările de azil ale celor care prezintă un risc pentru securitatea națională vor fi tratate în regim de urgență. Proiectul a fost votat exclusiv de majoritatea parlamentară. Opoziția boicotând ședința. În prezent, Republica Moldova nu poate reține o persoană în arest până la extrădare, iar deputații au propus ca deciziile în cazul acestor persoane să fie luate în termen de maximum 12 luni. De asemenea, hotărârea instanței de judecată privind acordarea sau refuzul azilului va putea fi contestată la Curtea de Apel, iar decizia acesteia va fi irevocabilă. Proiectul de lege va fi supus unei noi examinări în plenul Parlamentului în a doua lectură. Republica Moldova va crește treptat bugetul de apărare, astfel încât în 2030 va ajunge la 1% din produsul intern brut. Guvernul a aprobat Strategia Națională 2024-2034, iar documentul a fost expertizat și aprobat de către specialiști în domeniul și apărării din SUA și România. Experții de la Chișinău salută adoptarea strategiei, însă susțin că 1% din PIB este prea puțin pentru dezvoltarea capacităților de apărare. Elaborarea noii strategii de apărare a fost determinată în mare parte de situația regională și tendințele sistemului internațional de securitate. Potrivit documentului, războiul din Ucraina, staționarea ilegală a trupelor ruse în regiunea transnistreană și războiul hibrid purtat de Federația Rusă sunt principalele riscuri de securitate la adresa Republicii Moldova. Un risc major reprezintă și posibila extindere a acțiunilor militare ruse din Ucraina, în special în regiunea Odessa, și stabilirea unui coridor militar terestru până la hotarele Republicii Moldova. Orice țara are nevoie de un sistem viabil de apărare pentru asigurarea dezvoltării țării, pentru asigurarea securității cetățenilor. La fel și Republica Moldova. Republica Moldova dezvoltă un sistem național de apărare pentru apărare și descurajarea amenințărilor la securitatea națională și dezvoltarea celor capabilități care vor asigura pacea și securitatea în Republica Moldova. Printre obiectivele strategiei se regăsesc dezvoltarea capacității de supraveghere și control al spațiului aerian, asigurarea funcționării mecanismului de mobilizare, consolidarea protecției spațiului cibernetic, precum și creșterea graduală a bugetului pentru apărare la cel puțin 1% din PIB până în 2030 față de 0,55% în prezent. Un rol important se acordă și cooperării cu NATO. Se menționează clar cine este agresorul, este vorba de Federația Rusă. Un alt aspect important în această strategie presupune și faptul de a face față riscurilor și amenințărilor cu caracter militar, și un accent pe prevenție, mecanisme de avertizare temporii. Ceea ce este inovator în document este dezvoltarea etapizată a industriei naționale de apărare și utilizarea echipamentelor de trip, cum ar fi drone, în mai multe acțiuni în domeniul apărării. Creșterea bugetară de până la 1% până în 2030 este un orizont de realizare prea îndepărtat în opinia multor experți. Riscurile și amenințările directe evoluează în timp, respectiv și creșterea bugetară presupune că ar trebui să fie realizată mai rapid. E foarte bine că am făcut acest lucru, că s-a aprobat în sfârșit, s-au pus punctele pe ei, dar Republica Moldova nu are capacitatea economică pentru a spori capacitatea de apărare. Indiferent dacă va fi 1% din PIB sau 2% din PIB, asta nu va schimba cu mult situația. O armată nu se construiește într-un an, o armată se construiește în 10-12 ani, cel puțin. Se dotează și se pregătesc specialiștii, că degeaba cumpere armament nou dacă nu are cine să-l
mânuiască. Pentru a avea o capacitate de apărare, noi avem nevoie de multe miliarde de euro sau de dolari pentru a putea să ne apărăm de armata rusă. Și asta e să ne apărăm timp de 10 zile sau 2-3 săptămâni. Unica soluție pentru Republica Moldova este integrarea cât mai rapidă în Uniunea Europeană și să renunțe la articolul referitor la neutralitate pentru aderarea la NATO. Doar umbrela NATO astăzi ne poate proteja. Documentul urmează să fie supus dezbaterilor în Parlament. Anul trecut, guvernul a crescut în premieră cheltuielile pentru apărarea Republicii Moldova cu 68%. În prezent, Republica Moldova dispune de cea mai mică armată din Europa, raportată la numărul populației. Apărarea democrației și lupta împotriva atacurilor hibride din partea Rusiei au fost printre subiectele discutate de președintele Maia Sandu cu liderii europeni la summitul Comunității Politice Europene de la Londra. Partenerii europeni au dat asigurări că vor continua să sprijine autoritățile de la Chișinău pentru a menține pacea și stabilitatea în Republica Moldova. Apărarea democrației și lupta împotriva atacurilor hibride din partea Rusiei au fost printre subiectele discutate de Maia Sandu cu liderii europeni la summitul Comunității Politice Europene de la Londra. Președintele Republicii Moldova a dat asigurări că partenerii europeni vor continua să sprijine autoritățile de la Chișinău pentru a menține pacea și stabilitatea țării. Am discutat și despre cum putem lupta cu banii ilegali veniți de la Kremlin, care, după cum știți, în Moldova vin să financeze activități de destabilizare, acțiuni îndreptate împotriva țării noastre. Am exprimat mai multe propuneri despre cum putem să lucrăm împreună, să fim mai eficienți în combaterea atacurilor hibride venite de la Kremlin. Șeful diplomației Uniunii Europene, Joseph Borrell, a venit cu un mesaj de susținere pentru președintele Maia Sandu. Oficialul a reiterat că liderii europeni vor continua să sprijine Republica Moldova în parcursul european, în pofida amenințărilor hibride din ce în ce mai pronunțate din partea Moscovei. Joseph Borrell a salutat reformele implementate, ce au culminat cu începerea negocierilor de aderare. Prin intermediul parteneriatului nostru pentru securitate și apărare, vom continua să sprijinim rezistența Moldovei la impactul războiului Rusiei și acțiunilor hibride din ce în ce mai intense. Cea de-a patra reuniune a summitului Comunității Politice Europene de la Londra s-a desfășurat în perioada 17-18 iulie. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu cei mai importanți lideri de pe continent, printre ei premierul britanic Keir Starmer, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Olaf Scholz, președintele României Klaus Iohannis, premierul polonez Donald Tusk și președintele Consiliului European Charles Michel. Amintim că Republica Moldova a găzduit summitul Comunității Politice Europene în 1 iunie 2023. În piețe au apărut primii struguri de masă autohtoni. Din cauza caniculei s-au copt mai devreme decât în anii trecuți. Cât costă un kilogram de struguri, vă spunem imediat. Medicii trag un semnal de alarmă și anunță că în ultimele două luni a crescut de trei ori numărul infecțiilor enterovirale la copiii din Republica Moldova. Scăldatul în lacuri sau piscine cu apă contaminată favorizează răspândirea virusului, iar specialiștii ne îndeamnă să acordăm o mai mare atenție igienei. Enteroviroza este o infecție intestinală care se manifestă cu diaree apoasă, crampe abdominale, greață, vărsături și uneori febră. Marina Coc are doi copii de 4 ani și 1 an și 7 luni, ce sunt internați la Spitalul de Boli Contagioase de Copii din Chișinău. În momentul la băiețel a ieșit, a avut febră mare, 39, după care a început să iasă erupții. După o zi a început și la fetiță să iasă și după care am chiamat ambulanță. Diaree, vomă, diaree a fost de vreo 11 ori, vomă a fost de 17 ori pe noapte și am ajuns la spital. Și deja la spital ne-au acordat prim ajutor și pe 3 zi a fost bine. La grădiniță s-a pornit. Și deja suntem acum evident la gastrolog și la infecționist.
La spital sunt internați acum 20 de copii, iar la centrele medicilor de familie se depistează câte 2-3 cazuri pe zi de enteroviroze la copii. Multe persoane se adună în jurul apei, spunem, la iazuri, bazine, piscine și acolo este foarte ușor să te contaminezi pentru că el se transmite ușor prin secrețiile nazale, prin materii fecale, respectiv apa contaminată ușor transmite și celorlalți. Formele mai grave poate să dureze și mai mult de 7 zile, în dependență de gravitatea bolii. Dacă atingem cu mâna suprafața contaminată de salivă sau alte fluide biologice și ducem mâna la ochi sau gură, această probabilitate să facem enterovirus este foarte mare. Afectează preponderent copiii cu vârsta între 3 și 10 ani, unele cazuri chiar și sugarii. Putem spune că avem o creștere de 2-67 ore a cazurilor de infecție enterovirală, adică mă refer la primele luni ale anului curent față de aceeași perioadă anului trecut. Dacă ne referim anume numai pentru luna iunie 2024, adică avem 390 de cazuri raportate, pentru luna mai avem 118. Medicii îndeamnă populația, în special părinții cu copii, să evite colectivitățile, să respecte igiena mâinilor și un regim alimentar sănătos. Contactul cu apa contaminată trebuie evitat, iar legumele și fructele trebuie bine spălate. În cazul apariției primelor simptome, pacienții trebuie să se adreseze de urgență la medic. Caz șocant în raionul Călăraș, membrii unui echipaj al Serviciului Asistență Medicală Urgentă au fost bătuți de doi indivizi în stare de ebrietate. Felcerul care a venit să acorde primul ajutor medical a fost internat în stare gravă. Medicii de pe ambulanță au fost solicitați să-i acordă primul ajutor unui tânăr de 26 de ani din satul Nișcani, raionul Călăraș. Acesta avea nevoie de asistență medicală după ce amicul de pahar i-a făcut o plagă la antebraț. Ajunși la fața locului, medicii au găsit doi bărbați în stare de ebrietate. La întrebarea ce s-a întâmplat, felcerul echipei a fost agresat de către solicitant, iar la cererea de a se urca în ambulanță pentru examinare, a fost lovit cu pumnii și picioarele la cap. În ajutor a ieșit conducătorul autoambulanței, care a fost lovit la cap și aruncat într-un șanț. După fapta săvârșită cu cruzime, indivizii au fugit în direcție necunoscută, iar felcerul în stare gravă a reușit să solicite ajutor. Atât angajații medicali cât și șoferul au avut nevoie de îngrijiri medicale. Felcerul rămâne în continuare internat în stare gravă, dar stabilă. La laboratorii CNAMU a fost internat felcerul la ora adresării ora 13:47, internat în secție terapie cu traumatism cranio cerebral, comoție cerebrală, contuzie țesutului moite, craniului facial, adică nasului, periorbital, contuzie periorbital. La moment, față pacientul este în stare generală grav medie, pacientul este stabil hemodinamic, alt colaborator, șoferul, a fost examinat în secție de internare, pacientul primește îngrijiri sub supravegherea medicului de familie în condiții de ambulator. Contactată de TVR Moldova, ofițerul de presă al IGP, Mariana Bețivu, a precizat că oamenii legii au înregistrat cazul pentru a fi investigat. Agresorii vor fi pedepsiți în funcție de gravitatea traumatismelor suferite de victime. A început recoltarea strugurilor de masă în Republica Moldova. Anul acesta, datorită temperaturilor generoase, atât culturile de seră cât și cele de pe podgorii s-au copt mai devreme cu aproximativ 2 săptămâni. Acum prețul unui kilogram de struguri pornește de la 40 de lei, iar săptămânile viitoare va scădea treptat. Serele au o suprafață totală de 3,8 hectare. Antreprenorul a optat pentru soiuri timpurii, cum ar fi codreanca și cardinal. Cantitatea de struguri ce urmează a fi recoltată este de 30-35 de tone la hectar. Iurie Bivol, un antreprenor din satul Bardar, a început recent recoltarea strugurilor. Avem a doua zi de recoltare. Marfa noastră pleacă la rețelele noastre din țară până când acești struguri 80% se duc la export. În țările din apropierea noastră, România, Ucraina, Polonia, unde se poate mai ușor de accesat piețele și unde este solicitat produs. Potrivit producătorului, temperaturile extrem de mari sunt o adevărată provocare pentru strugurii pe care îi crește în sera sa. În seara aici se ridică o temperatură
de peste 40 de grade. La așa temperatură se opresc toate procesele vitale la cultura dată. Deja au dovedit să-și ieie dulceața, culoarea, nopțile sunt răcoroase. Diferența de temperatură între zi și noapte, răză că ne face nouă un lucru bun. Obiectivul de export pentru acest an este de 100.000 de tone de struguri, însă canicula și lipsa ploilor poate da peste cap planurile viticultorilor. Acolo unde nu s-a făcut normarea strugurii pe butuc, acolo unde sarcina este prea mare pentru butuci, acum ei suferă foarte puternic din motive de temperaturi foarte înalte, din motive de lipsa umezelii, din motive de concentrație de carbonat în sol, care pe măsura evaporării apei s-a majorat. În Republica Moldova sunt recoltate anual peste 130.000 de tone de struguri de masă, iar 60% sunt pentru export. În 2023, veniturile de pe urma exporturilor au constituit 66 de milioane de dolari. Aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Natalia Chicu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!